În apele cristaline ale Atlanticului, în largul insulelor Feroe, se cultivă un nou supraaliment, alge, o adevărată comoară de beneficii. Algele marine reprezintă una dintre sursele naturale de iod. Conțin vitamine, antioxidanți și minerale precum calciu și fier și acizi grași polinesaturați. Prin prelucrarea macroalgelor recoltate, se adaugă valoarea unei varietăți de produse materii prime. Pot fi folosite ca alimente și hrană pentru animale, pot fi utilizate pentru produse cosmetice, farmaceutice, precum și pentru îngrășăminte, biocombustibil și ambalaje. Primul loc în dezvoltarea sistemelor de cultivare a algelor marine este Ocean Rainforest, din insulele Feroe. În anul 2012, compania a început să descopere potențialul neexploatat al algelor și își construiește astăzi succesul bazat pe acest potențial imens pe o piață în creștere rapidă. Cultivarea algelor marine prezintă un potențial de afaceri considerabil. Acestea cresc rapid, fără a fi nevoie de îngrășăminte. Absorb azot și mai mult CO2 decât o pădure tropicală, ajutând în lupta împotriva schimbărilor climatice și curățarea oceanului. Se pot face până la 6 recolte din aceleași linii și 2 recolte pe an sunt viabile. Eliberează presiunea exercitată asupra terenurilor arabile, având în vedere faptul că 2/3 din suprafața planetei sunt acoperite de apă și suprafețele disponibile pentru cultivare sunt aproape nelimitate. Este o alternativă durabilă pentru alimente și furaje și creează locuri de muncă la nivel local. În insulele Feroe, cultivarea și recoltarea algelor marine reprezintă motorul dezvoltării locale, iar oportunitățile de reproducere a acestui tip de afacere sunt deschise pentru oricine este situat lângă malul Atlanticului de Nord. În plus, sistemul de cultivare dezvoltat de Ocean Rainforest este în prezent adaptat pentru speciile de alge din Oceanul Pacific într-un proiect demonstrativ din California, SUA.